Cum te simți după intervenție? Bustul tău arată foarte bine. Mulțumesc! Mă simt foarte bine, m-am recuperat foarte frumos, dacă e să mai iau după ce spune domnul doctor. Acum, de exemplu, uite, mă pregătesc pentru primul meu infotrip pe anul acesta. Plec în Indonezia și domnul doctor mi-a zis că este super ok să stau chiar și în costum de baie. Ar fi pentru prima oară când o să scot, am o bustieră medicală în continuare pe mine, o să scot bustiera și pot să port costume de baie, dar așa cam 2-3 ore, bineînțeles, la acele ore când soarele nu este foarte puternic, trebuie să stau sub pălărie, sub umbrelă, deci trebuie să am grijă. Dar mi-a spus, du-te, fă-ți treburile așa cum faci tu de obicei, nu? Că e mai greu, se pare, la implanturi. Acolo trebuie să ai mai multă grijă. La mine a fost doar reducție și lifting cu propriul sân, adică propria mea glandă. A zis că e foarte ok. Spune-mi dacă mai ai în plan o altă intervenție, nu știu... Nu, sperăm că nu. Acum 2 ani a fost necesară operația pe coloană. Anul acesta mi-am dorit să fac pe aceasta care are legătură și cu sănătatea mea, dar nu, acum m-am potolit, nu, mi-ajunge. Având în vedere că urmează o vacanță la mare, la soare, sunt curioasă în bagaj cam câte costume de baie vei pune. Pentru că am colaborări și cu branduri de beachwear, de obicei, și atunci când merg pe destinații exotice, de obicei iau cam unul pe zi, să am unul pe zi. De exemplu, acum am un circuit de 10 zile, dar nu o să am 10 costume de baie, ci probabil vreo 5. Și colecția ta așa, cam câte exemplare numără? Habar n-am stat să le număr, dar sunt destule. Da, pentru că îți dai seama, când vezi locuri frumoase, vrei să faci poze, vrei să încânți privirea, vrei să-i faci și pe alții care se uită să-și dorească să meargă într-o vacanță, și atunci prin acele costume de baie, cu culori așa spectaculoase și, eu știu, provocatoare, știi, induci starea asta de vacanță, de poftă. Preferi costumele din două piese sau cele întregi? Pe cele întregi? Și. Mie îmi plac costumele de baie și de obicei îmi place să le accesorizez și cu bijuterii și cu pălării de soare din acelea, așa, cu boruri largi și cu ochelari de soare. Adică la mine e o întreagă ținută, nu e doar un costum de baie. Îmi plac și acele caftane lungi, așa, vaporoase. Dar, de obicei, într-adevăr, îmi încarc bagajul cu genul acesta de ținute. Pleci cu surplus de bagaje așa per total sau te încadrezi într-un singur decal? Întotdeauna m-am încadrat în 23 de kilograme, indiferent câte haine am luat cu mine, fac în așa fel încât să-mi fac o triere foarte drastică, îmi fac o documentare înainte, știu unde mă duc, locurile, și atunci încerc să vizualizez ținuta și îmi creez ținutele astfel încât să pot să cuprind toate zilele respective. Dar în general nu fac exces, pentru că și cu operația pe coloană nu-mi permit să trag de nu știu câte bagaje, așa că I travel light.